Am participat în această după-amiază la reuniunea extraordinară a Consiliului European în format de videoconferință pentru a discuta cu lideri europeni în principal despre situația îngrijorătoare din Belarus. În intervenția pe care am avut-o, am subliniat că fraudarea alegerilor prezidențiale, reprimarea violentă a protestelor, precum și tratamentele inumane la care au fost supuși cetățenii reținuți, nu pot fi lăsate fără un răspuns din partea Uniunii Europene. Am solicitat încetarea imediată a violențelor împotriva protestatarilor pașnici, precum și eliberarea persoanelor deținute ilegal. Totodată am arătat că este necesară demararea unor investigații transparente ale tuturor abuzurilor raportate, în urma cărora cei vinovați să fie trași la răspundere. Trebuie luate măsuri suplimentare din partea Uniunii Europene, inclusiv adoptarea de sancțiuni contra celor vinovați de violențele împotriva cetățenilor pașnici și de fraudarea alegerilor. Este extrem de importantă inițierea unui dialog real și de substanță între autoritățile din Belarus, opoziție, societatea civilă și reprezentanța ai protestatarilor. Aceasta este singura soluție pentru reducerea tensiunilor și realizarea unei tranziții pașnice. Am subliniat că trebuie să evaluăm în profunzime relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus pentru a identifica cele mai bune măsuri. Trebuie susținute aspirațiile cetățenilor din Belarus pentru democrație și libertate, în acord cu angajamentul pentru independență și suveranitatea țării. Înainte de a trece la întrebările dumneavoastră, aș vrea să fac o mențiune cu privire la situația din Mali, subiect pe care l-am abordat de asemenea în cadrul reuniunii Consiliului European de astăzi. Avem noi, România, avem acolo un efectiv de 120 de militari români și aș vrea să transmit că aceștia sunt în siguranță în acest moment, în ciuda tensiunilor din zonă create de lovitura de stat. Noi urmărim evoluția evenimentelor cu mare atenție și suntem pregătiți să acționăm în consecință dacă va fi cazul. Dacă aveți întrebări, poftiți. Bună seara, domnule președinte. Bună Iulia seara. Petcu, știrile Pro TV. Legat de situația din țară, opoziția parlamentară va citi mâine în plenul reunit al Parlamentului moțiunea de cenzură. Cum vi se pare intenția acestora de a amâna până în septembrie, în sesiunea ordinară, votul pentru moțiunea de cenzură și ce veți face în situația în care PSD va propune un premier tehnocrat? Dați-mi voie prima dată să vă spun că această moțiune de cenzură mi se pare neavenită din motive foarte simple și clare. Dacă țara este cuprinsă de o epidemie și suntem în criză economică, nu vii din opoziție să depui moțiune de cenzură. Asta arată doar că acest partid care a depus moțiunea PSD nu este doar cinic, asta a mai stabilit-o când au tras de timp cu aprobarea legii carantinei. Deci nu este numai cinic, este și responsabil. Nu poți să vii în plină pandemie și criză economică, să dai jos guvernul, numai așa să arăți propriilor alegători că mai ești acolo, fiindcă despre asta vorbim. PSD-ul vrea să arate că mai este acolo. Nu are soluții pentru România, PSD nu are soluții pentru români, PSD caută probabil soluții pentru baronii care se simt deconectați de resursele publice și probabil suferă. Deci este neavenită. Pe lângă asta, există
dubii în spațiul public cu privire la constituționalitatea acestui demers. Nu s-a depus niciodată în vacanță parlamentară, într-o sesiune extraordinară, o moțiune de cenzură. Sunt specialiști care susțin că este discutabil, sunt alții care spun că este fezabil. După părerea mea, aici avem o temă care trebuie clarificată. După părerea mea, încă o dată, moțiunea este clar neavenită. Vom vedea dacă este neconstituțională sau nu. Despre trecerea din sesiunea extraordinară în sesiunea ordinară, de asemenea, cred că specialiștii vor trebui să analizeze constituționalitatea și legalitatea unui astfel de demers. Ce se întâmplă după moțiune vom discuta, evident, după ce se dezbate, se discută, eventual se votează această moțiune. După părerea mea, este un gest politic iresponsabil de uz intern pentru PSD. Bună seara, domnule președinte, Xenia Croitou, Antena 3. Domnule președinte, întrebarea pe care vă adresez astăzi este selectată dintr-un număr de peste 1200 de întrebări venite din partea telespectatorilor și voiam să vă întreb, în momentul de față, există o divergență majoră între guvern și parlament pe două proiecte foarte importante. Vorbim aici despre majorarea punctului de pensie cu 40% și dublarea alocațiilor. Întrebarea este, ca mediator potrivit Constituției, cum ați acționat sau cum intenționați să acționați pentru a fi respectate de către executivul pe care îl susțineți legile pe care le-ați promulgat, vorbind despre cele două legi care au fost promulgate de domnia voastră? Nimeni nu și-a dorit această epidemie care global s-a dezvoltat într-o pandemie. Absolut nimeni nu cred că și-a dorit pentru România o criză economică. Dar această epidemie a venit și, în consecință, a apărut și criza economică. Aici suntem și aceste lucruri trebuie rezolvate. În paralel, evident că toată lumea își dorește și să câștige mai bine și guvernanții de bună seamă doresc să dea bani mai mulți oamenilor care au așteptări mai mari. Însă, pentru a face posibil aceste lucruri, trebuie să existe acești bani. Nu este posibil să împarți bani care nu există și dacă intră România în criză economică și veniturile se reduc, este clar că nu se pot mări cheltuielile. E un lucru absolut simplu de calculat. Totuși, eu am spus de la bun început și mă bucur că în PNL s-au găsit foarte mulți politicieni care au aceeași părere. Am spus că nu putem să avem o situație în care categoriile cele mai vulnerabile, adică copiii și pensionarii, să plătească nota de plată pentru această epidemie și pentru recesiunea economică. Și atunci, cu toate că marea majoritate a specialiștilor, economiștilor, au repetat de nenumărate rânduri că nu se pot majora nici pensiile, nici alocațiile, am solicitat guvernului să găsească soluții, totuși să le majoreze atât cât se poate. Și iată, au venit cu soluții pentru majorarea alocațiilor în etape, o soluție foarte potrivită, iar majorarea punctului de pensie se realizează totuși, deci în condițiile în care majoritatea specialiștilor au spus că nu se poate, iată că totuși guvernul a venit cu o soluție de majorarea pensiilor. Deci nu vorbim de altceva. Este o majorare atât cât s-a putut acum. Mai încolo, când economia își va reveni, cu siguranță se vor căuta soluții pentru majorări ulterioare.
Bună seara, domnule președinte, Elena Trâncașu, Mediafax. Ca fost profesor, să zicem, într-o situație ipotetică în care s-ar putea regăsi cadrele didactice din toamnă, dacă un elev ar veni la dumneavoastră în timpul orei și v-ar spune că prezintă febră și că ar putea avea coronavirus, cum ați reacționa în acel moment? Și de asemenea, considerați că Ministerul Sănătății și Ministerul Educației ar fi putut veni cu ghidul cu măsuri pentru începerea școlii mai devreme? Evident că atunci când un elev acuză simptome, trebuie trimis la medic ca să verifice care este problema în situația unei epidemii, cu atât mai mult. Este însă foarte clar, ca să mergem un pic mai departe, că școala nu va începe ca de obicei, când lumea se aduna în curtea școlii, toți bucuroși că începe școala. Nu se vor aduna, școala totuși trebuie să înceapă, fiindcă este inadmisibil să avem o generație pierdută. Deja în mediile de specialitate se vorbește despre a preveni generația pandemiei. Copiii trebuie să meargă la școală, trebuie să învețe, trebuie să se întâlnească cu alți copii de vârsta lor. Pentru a face posibil acest lucru, este nevoie de regulamente, de ordine, de proceduri speciale pentru vremuri de epidemie și la acestea lucrează Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății. Există proiecte de regulamente, ele se discută și într-un timp foarte scurt, cu siguranță, vor fi aprobate și făcute publice. Măsurile nu sunt complicate, deci lumea să nu-și imagineze că va apărea o carte groasă de reguli. Nu, regulile de bază sunt aceleași. Masca, distanța, igiena. Astea sunt regulile. Restul sunt chestiuni de specialitate. Ce se face în cazul când se constată că un elev este bolnav, ce se face când într-adevăr în școală apar cazuri de boală, care școală se închide, care nu se închide, acestea deja sunt chestiuni de specialitate și vor fi tratate de cei care sunt în specialitate, adică cei de la Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar, Conducerea Școlii și autoritățile locale și așa mai departe. Bună seara, Ramona Vramescu, Televiziunea Română. Bună seara. Domnule președinte, există o nemulțumire foarte mare în sectorul Horeca, a existat și un protest astăzi în acest sens, din cauza faptului că încă există multe restricții, restaurantele sunt închise, terasele au un program limitat. Dacă în discuțiile dumneavoastră cu guvernul ați abordat și acest subiect și dacă există un orizont de timp în care restaurantele ar putea fi deschise, aceasta e întrebarea. Mulțumesc. Noi înțelegem foarte bine această preocupare din zona Horeca și trebuie să admitem că este sectorul probabil cel mai grav lovit de criza economică generată de epidemie. Pentru a veni în sprijinul întreprinzătorilor din zona Horeca, guvernul a aprobat deja diferite scheme de ajutor și va continua să elaboreze scheme de ajutor. Însă, trebuie să fim foarte sinceri, aici este vorba de sănătatea publică a întregii populații și în condițiile în care numărul de bolnavi crește în fiecare zi, avem un număr mare de bolnavi în plus față de ziua anterioară, noi măsuri de relaxare nu sunt posibile. Și până când nu reușim să ajungem la un număr mic de cazuri, deci până când nu intrăm într-o descreștere consistentă a epidemiei, nu se vor lua alte măsuri de relaxare, dar în contrapartidă, guvernul va veni cu măsuri de sprijin economic. Bună ziua, Carmen Gavrilă, Radio România. Domnule președinte, în contextul Consiliului Extraordinar de astăzi, ce este pregătită să facă Uniunea Europeană în cazul în care Rusia va intra cu trupe în Bielorusia? Nu considerăm că acest scenariu
este unul care se va întâmpla. E foarte clar că situația din Belarus este îngrijorătoare, este îngrijorătoare pentru toată lumea, dar singurele soluții sunt cele diplomatice și cele care se găsesc prin discuții calme și aplicate. Toată lumea a declarat că este inadmisibilă o intervenție din exterior și nu ne așteptăm la o astfel de intervenție din nicio parte. Bună ziua, domnule președinte, Alexandra Popescu, Antena 1 Observator. Domnule președinte, ați fost profesor și ați spus în adâncul inimii că veți rămâne profesor toată viața. Așadar, din poziția dumneavoastră de profesor și nu de președinte, ce le-ați transmite părinților care nu vor să semneze acea declarație prin care, practic, se atrage răspunderea penală asupra lor pentru că refuză să pună un diagnostic, practic, copiilor lor? În primul rând, cred că nu trebuie să ne formalizăm prea tare, dar pe de altă parte, în toți anii în care am fost la catedră, am constatat la toți părinții o preocupare intensă, părintească, corectă, față de sănătatea copiilor. Nu văd niciun fel de problemă aici. Evident că în situația de epidemie, părinții vor urmări exact starea de sănătate a copiilor. Și sigur că au partea lor de răspundere. Nici aici nu văd vreo problemă și încurajez pe toți să-și trimită copiii la școală dacă sunt sănătoși. Dacă nu sunt sănătoși, să-i țină acasă să consulte medicul de familie. Atât de simplu este. Nu trebuie să căutăm soluții sofisticate, birocratice, dar fiecare trebuie să-și asume rolul și răspunderea care îi revine și părinții, și școala, și autoritățile locale. Bună seara, Iasmin Ardelean de la știrile Canal D. Domnule președinte, în condițiile în care medicii spun că foarte multe focare de coronavirus au apărut din cauza turiștilor care s-au infectat pe litoral și apoi au revenit acasă, dumneavoastră ați merge pe litoralul românesc în condițiile unui turist obișnuit? Este vară, după un an foarte greu și lumea își dorește câteva zile de concediu. Asta este ușor de înțeles. Și cred că este bine ca românii să meargă în concediu, la munte, la mare sau oriunde își doresc. Însă, în același timp, trebuie să ne dăm seama că nu este o vară ca oricare altă vară și trebuie să ne luăm niște măsuri de precauție. Aceleași chestiuni simple. Masca, distanța, igiena. S-a văzut că aceste măsuri ajută foarte, foarte mult. Am citit recent un studiu, nu vreau să intru în detalii, că pe urmă iarăși mă întrebați că în ce revistă a fost publicat. Am citit un studiu care arată totuși că purtarea măștii în general, deci pe scară largă, poate să prevină până la 80% din infecții. Deci iată o piesă simplă care cu siguranță ne ajută foarte mult. Distanțarea este tot la fel de importantă. Deci, recomand românilor să meargă la munte, la mare sau oriunde își doresc, dar să respecte aceste măsuri absolut necesare pentru a se proteja ei și pentru a-i proteja și pe ceilalți. Bună seara! Bogdan Bolojan, știri diaspora.ro. Domnule președinte, dacă numărul de infectări ar urma să crească exponențial în următoarea perioadă, credeți că ar mai fi oportună organizarea de alegeri în luna septembrie și a celor de mai târziu din noiembrie-decembrie? Deocamdată n-avem niciun motiv să credem că numărul de infectări crește exponențial. Dar oricum, situația este fluidă, cum se spune, și trebuie să urmărim foarte atent evoluția.
Din acest motiv, nu pot să vă spun nici eu, nici premierul, nici ministrul sănătății, care va fi situația peste 2 sau peste 3 sau peste 5 săptămâni. Dar cu toții sperăm ca prin măsurile care s-au luat, nu să se extindă exponențial epidemia, ci să se reducă numărul de infectări noi zilnice, să avem posibilitatea să declarăm măsuri care fac procedura de alegeri sigură. În condițiile în care lucrurile merg rezonabil mai departe, eu sunt de părere că se pot organiza alegeri. Încă o dată, nici aceste alegeri nu vor fi ca până acum. Când fiecare merge, votează, nu-i nicio problemă. Se va purta masca, se va sta la o distanță rezonabilă unul de altul și așa mai departe. Deci vor fi reguli speciale, dar ele pot fi ușor respectate și în acele condiții alegerile se pot organiza în relativă siguranță. Bună seara, Cristian Citre, G4media.ro. Domnule președinte, am văzut astăzi aprecierile ambasadorului SUA pentru dumneavoastră, pentru eforturile de a curăța România de ultimii baroni roșii și de moștenirea lor coruptă. Totuși, în ultimele zile am văzut 10 de primari, mai exact 96 după evaluarea PSD, racolați de Partidul Național Liberal, la fel mai mulți parlamentari care au fost luați de la PSD în Partidul Național Liberal. Dumneavoastră, de ce ați girat aceste racolări? Puteți să repetați ultima parte din întrebare, vă rog. Au fost în ultima perioadă... Aia cu giroscopul. Întrebarea era, dumneavoastră, de ce ați girat aceste racolări de la PSD? Da, nu le-am girat, ba dimpotrivă. Cum și dumneavoastră și toți ceilalți știți foarte bine că și săptămâna trecută m-am exprimat clar, franc, împotriva traseismului politic. Deci nu vă supărați. Acea parte din întrebare mi se pare extrem de tendențioasă și probabil chiar greșit formulată. Eu n-am girat niciodată un traseism politic, nici n-am de gând să o fac și nici nu cred că cineva bănuiește că am făcut-o. Eu sunt împotriva traseismului politic. Iar acei primari sau parlamentari sau consilieri care au trecut de la un partid la altul, nu trebuie să mi explice mie de ce au făcut-o, fiindcă eu n-am nicio autoritate să spun unui politician ce să facă el personal. Dar fiecare dintre ei va trebui să explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte într-alta. Dar pe mine, altădată, vă rog să mă întrebați într-o formulare corectă, care nu se constituie într-o supoziție total eronată. Eu v-am întrebat asta pentru că ele s-au întâmplat. Mulțumesc. Bună ziua, Sebastian Zacman, Ziarul Adevărul. Dacă moțiunea PSD trece, Ludovic Orban rămâne prima dumneavoastră opțiune pentru funcția de premier, fie ca interimar, fie ca nouă propunere? După moțiune, este după moțiune și discutăm atunci. Atunci o să-mi permit să mai pun o întrebare. Dacă prima a fost o jumătate de întrebare, mai puneți o jumătate. Mulțumesc. Cum vedeți competiția pentru primăria Capitalei cu candidați ca Traian Băsescu, Călin Popescu, Tăricianu și Petre Roman în fruntea listei PSD pentru Consiliul General? Nu-mi permit să comentez candidaturile la primăria unui oraș din România. Mulțumesc. Bună seara, Robert Chici, Digi24.ro. Domnule președinte, vreau să vă întreb în continuare întrebării în legătură cu primarii racolați de PNL. Ați avut cumva vreo discuție cu Ludovic Orban sau intenționați să aveți vreo discuție în acest sens sau nu este un subiect între președinte și premier? Mulțumesc. Tocmai am răspuns colegului dumneavoastră. Am răspuns și săptămâna trecută la această întrebare și sunt dispus să răspund în fiecare săptămână, însă răspunsul va fi mereu același. Eu sunt împotriva traseismului politic.
Însă eu, președintele, nu sunt în niciun partid, așa scrie în Constituție și, în consecință, nu pot eu să intervin într-un partid politic, să-i spun să facă sau să nu, să încurajeze sau să nu încurajeze trecerea unor politicieni dintr-o parte în alta. Dar public am tot dreptul și cred că românii se și așteaptă să-mi spun opinia și atunci, repet, eu, Klaus Iohannis, președintele României, sunt împotriva traseismului politic, adică sunt împotriva ca un politician să treacă din motive electoraliste dintr-un partid într-altul. Atenție, din motive electoraliste. Se poate întâmpla ca unii să-și schimbe doctrina, dar asta mie mi se pare că este o situație rarisimă. Bună seara, domnule președinte, Mioara Costin, Realitatea Plus. Pe 17 iunie, Marcel Ciolacu declara că PSD va depune moțiune de cenzură a doua zi după ce expiră starea de alertă. Iată că această moțiune de cenzură a fost citită deja când suntem în stare de alertă și vine surprinzător cu doar câteva zile înainte de a avea loc congresul PSD, congres PSD la care Marcel Ciolacu vrea să câștige funcția de președinte PSD. Prin urmare, aș vrea să vă întreb dacă considerați că această moțiune de cenzură este un demers real al PSD prin care vrea să vină la guvernare sau este doar un demers menit să îl ajute pe Marcel Ciolacu, ca imagine? Această moțiune, după părerea mea, este neavenită și arată că PSD, marele partid parlamentar PSD, este și cinic și responsabil, fiindcă depune moțiune de cenzură în plină epidemie, în criză economică și, culmea, în vacanța parlamentară. Bună seara, domnule președinte, Andreea Bratu, Digi24. În doar câteva minute urmează să ajungă la vot final ordonanța de urgență privind majorarea locațiilor cu 20%, după ce a fost respinsă de prima cameră sesizată. Mai multe formațiuni au declarat că vor face același lucru și în Camera Deputaților. Cum vedeți respingerea unei astfel de ordonanțe de urgență și, mai mult decât atât, aș dori să vă întreb dacă considerați că această majorare este suficientă pentru copiii din România, dat fiind faptul că dacă împărțim la numărul de zile dintr-o lună, le revine aproximativ 6 lei pe zi. Eu mi-aș dori mult mai mult pentru fiecare copil din România, dar dorința singură nu rezolvă problemele financiare niciodată. Banii se pot împărți numai atunci când îi ai. Știe fiecare de acasă câți bani ai, atâta poți să împarți. Însă, ca să revenim la abordarea parlamentară, mie mi se pare această chestiune, sau ca să mă exprim mai clar, abordarea PSD-istă de a respinge pe bandă rulantă astfel de ordonanțe, mi se pare de un populism grosolan, ca să nu folosesc alt termen. Ei știu la fel de bine ca și guvernul că banii nu sunt. Suntem în criză economică, avem probleme generate de epidemie, ba de pandemie, fiindcă nu suntem singuri și ne influențează și evoluțiile din alte țări. Și atunci, ca să vii în Parlament ca și opoziție, să dărâm actele normative care totuși gestionează banii care au rămas, mi se pare că poate fi citit numai într-o cheie electoralistă și de asta am permis să spun că este un populism grosolan. Atâția bani sunt cât a calculat guvernul și este pur și simplu o chestiune de iresponsabilitate să vii și să dărâm pe bandă rulantă ordonanțe care încearcă să salveze cât se mai poate salva din buget. Bună seara, Gabriela Mihai, Beon TV. În mai puțin de o lună începe școala. Prin urmare, voiam să vă întreb dacă există în rândul cadrelor didactice o evaluare a abilităților în privința predării online și ce se întâmplă în zonele rurale, acolo unde nu există conexiune la internet și nu ar putea preda aceste cursuri online, dacă vorbim despre zone care ar putea fi catalogate galbene sau roșii.
După părerea mea, și am spus-o, este foarte important să înceapă școala fizic. Deci copiii să meargă efectiv la școală. Sigur, din cauza epidemiei, nu peste tot va fi posibil. Și acolo trebuie intervenit și din partea autorităților centrale și din partea autorităților locale pentru a permite desfășurarea unui învățământ online. Știu că Ministerul Educației a pregătit cursuri pentru profesori pentru a-i pregăti. De asemenea, Ministerul a pregătit platforme online care pot fi folosite pentru predarea online. Cred că este posibil să găsim, să se găsească soluții pentru fiecare caz în parte. Însă trebuie să pornim de la o premisă realistă. Majoritatea școlilor vor funcționa fizic, iar acolo unde nu se poate, trebuie găsită prin colaborare între autoritățile centrale, mai exact Ministerul Educației, autoritățile locale, inspectorat, soluțiile cele mai potrivite pentru a facilita acelor copii totuși să nu piardă materia și să nu piardă acele zile. Bună seara, Janina Vatkovici, România seara. TV. Sindicatele din educație lansează inclusiv varianta de a boicota anul școlar, respectiv începerea anului școlar, pentru faptul că nu își primesc la timp majorările de salarii care au fost amânate prin decizia guvernului. Întrebarea este ce le transmiteți profesorilor, având în vedere că, așa cum spuneați, mai e foarte puțin timp până la începerea anului școlar. Mulțumesc! Da. Nu cred că se va boicota începerea anului școlar, însă pot să înțeleg foarte bine îngrijorările lor. A fost vorba, tot din motive electorale, ca să fim foarte onești, de niște creșteri salariale anticipate. Fiindcă în legea salarizării, aceste creșteri trebuiau să devină operante din 2022, din vari motive s-a vehiculat o anticipare a lor. Mai exact, trebuia să aibă loc o creștere la începutul acestui an și o creștere înainte de începerea anului școlar. Din motive regretabile care țin de epidemie și de criza economică, bugetul s-a micșorat, nu s-a mărit și atunci guvernul trebuie să gestioneze ceea ce a mai rămas din bugetul disponibil, însă vreau să reamintesc tuturor că acea creștere de 8% de la începutul anului s-a realizat. Deci în acest an, cadrele didactice au primit o creștere salarială. Este un fapt, este ușor de verificat, fiecare poate să-și numere banii acasă. Această creștere din toamnă, din motive de constrângeri bugetare, din păcate nu mai este posibilă acum și a fost amânată pentru la anul, când suntem convinși că situația economică va fi mai bună decât în acest an și toată lumea speră că atunci se poate trece la această creștere. Este regretabil, așa cum este regretabil că n-au putut crește pensiile, că n-au putut crește alocațiile pentru copii, însă banii sunt care sunt. Și cu acești bani, guvernul trebuie să opereze și iată, totuși, a găsit și bani să crească salariile profesorilor la început de an și să crească pensiile și să crească alocațiile. Vă mulțumesc! Vă doresc tuturor multă sănătate!